dragi doamne, domni, la toată lumea, m-am hotărât să fac o rețetă nouă. După cum m-ați rugat, o să vă dau un detaliu. Nu o să mă mai grăbesc, o să vă spun pas cu pas ce urmează să facem. Voi face gordon blu. Avem nevoie de piept de pui, ardei, mai multe culori, deci eu deja l-am tocat, piper, boia, ceva condimente. Și aici am cartofi, care îi voi face la cuptor. Deci eu deja i-am fiert, i-am curățat, cartofi noi, și îi voi face la cuptor. Și mai avem nevoie și de bacon. Și cașcaval. Uitați. Eu l-am deja gata. Cașcaval. Și să dăm drumul la treabă. Deci vom pune puțină sare. Puțin piper. Puțină boia. Ceva condimente. Și acum vom pune ardei. Ardei din toate culorile. Deci eu am pus, am trei culori. Deci vom tăia ardeiul fideluță. Vedeți? Așa îl veți tăia, fideluță. Eu am pus trei culori de ardei. Și vom pune și cașcaval. Uitați. Acum vom rula. Așa. Și îl vom îmbrăca în vedeți? Bacon. Uitați. Unul deja este gata. După ce le facem, le vom pune la cuptor. Vom pune puțin apă, un pic de ulei, vom pune peste ele și vom pune folie de aluminiu peste. Le vom acoperi cu folie de aluminiu și le vom lăsa să fiarbă acolo 20 de minute. După care vom scoate, vom lua folia de deasupra și le vom lăsa să se rumenească un pic. Să prindă o crustă deasupra. Asta este o rețetă italiană. Cordon blu se face în mai multe moduri. Am văzut și eu. Eu rețeta asta am învățat-o în Italia. Știu că o să spuneți că de unde am luat această rețetă, dar eu în Italia am învățat-o.
Așa că vă prezint și dumneavoastră, care vreți să o încercați, cu mare drag. Eu de câte ori am făcut-o, copiii mei au fost încântați de această rețetă. Puteți bate, cameraman numărul 1. Bateți întâi să fie subțire pieptul de pui, să nu fie groase, ca să puteți să le rulați. Puteți să le faceți și mai mari, dar eu le fac mai micuțe, că e mai bine, un pic mai mici. Nu mari, mai micuțe. Rețeta asta pe care vă prezint dumneavoastră, am dat-o și în România, când lucram în restaurant, și a avut mare succes. Deci lumea cerea la nunț. Am spus, copiii mei sunt foarte încântați de rețeta asta. De câte ori am făcut-o, totdeauna s-a mâncat imediat. Nu a trebuit să aștept. Sunt foarte delicioase. Fiecare cum doriți. Puteți să puneți ardei roșu, ardei verde, după preferință. Și să fie și... să aibă aspectul ăla frumos. Se desface greu, nu? Mamă, ce bine arată! Tu știi că ai mai mâncat, dar nu? Normal. E cașcaval gras. Uitați ce frumos e, ce bine arată așa, să vedeți când sunt gata. Deja e plin aici, vom pune puțin piper. Așa.
puțin ulei. Și o jumătate de pahar cu apă. Ca să fiarbă puțin. Vom pune folie. Folie de aluminiu. Și le vom da la cuptor pentru 30 de minute. La 200 de grade. Le vom pune la cuptor pentru 30 de minute. Acum vom pune și acești cartofi. Îi vom pune la... Eu nu aș putea să-i pun la cuptor, dar îi pun la aparatul meu minune și vom ține acolo 20 de minute. Și am pregătit și un dressing, un sos de usturoi cu smântână. Vom pune cartofii în acest aparat pentru 10-15 minute. Uitați, dragi gospodine, uitați rezultatul final. Aici sunt cartofii făcuți la aparatul meu minune și aici avem făcut și un sos de usturoi cu smântână. O să vă arăt și farfuria. Vă prezint și farfuria imediat. Uitați rezultatul final. Vă invit cu drag la masă. Vă mulțumesc că m-ați urmărit și bunul Dumnezeu să vă ajute să faceți rețete exact ca ale mele. Vă mulțumesc din suflet. Și asta pentru lupii mei, ca să vedeți, gospodină, ce am. Vă pupă tata și cât de repede vă surprinde Mirciulică Gordon. Din partea mea, Mirciulică Gordon, și soția mea și Alinul meu, multă sănătate. Arad 1900, joc-o pe asta, te pupă tata, vă la.